poalele cetății de val, lângă telecabină și vis-a-vis de stadionul municipal Cetate, există un complex de agrement acvatic care poate fi locul ideal pentru petrecerea timpului, indiferent de sezon. În totalitate acoperit, acest complex destinat petrecerii timpului liber atrage din ce în ce mai mulți turiști, atât din Hunedoara, cât și din județele învecinate. Atracția principală a complexului este un bazin care creează o atmosferă de mare cu valuri de 70 de centimetri înălțime. O altă atracție este bazinul Vârtej, un bazin circular în care este suficient să vă lăsați purtați în deplină siguranță de curentul de apă. De un masaj reconfortant puteți beneficia în cele două bazine jacuzzi. Acestea au o capacitate de 15 persoane fiecare. Relaxarea poate continua și în cele două bazine pentru adulți, unde puteți nota sau cei care aveți curaj, vă puteți da în toboganul care face un mic ocol prin exteriorul clădirii. Complexul acvatic de la poalele cetății a fost gândit nu doar pentru adulți, ci și pentru cei mici. Astfel, copiii, indiferent de vârstă, se pot distra în bazinul special amenajat, unde se vor bucura de tobogane pe dimensiunea lor și alte modalități creative de joacă. E foarte frumos! Ce bazin îți place ție cel mai mult? Îmi place mai mult bazinul acesta, pentru că are multe tobogane și e distractiv. E distractiv. Ideea este aici, la adolescență. Nu, asta e prima mea dată când vin aici. Și de unde vii? Din Alba Iulia. Cum place cel mai mult aici? Că e curat, liniște, frumos, topogane. Pentru copii, pentru adulți, toate? Amândouă, ne relaxăm și noi. Deci veniți așa, aproape săptămânal. Da, cum putem, da, săptămânal. Ne simțim foarte bine, pentru prima dată eu am ajuns aici, tare plăcut, ce sunt, condițiile sunt foarte bune. Relaxarea, pe da, da, după ger și frig, prinde bine o relaxare. Cei care doresc să vină la Acolen beneficiază de 7 bazine, în totalitate acoperite, apa încălzită între 32 și 35 de grade, 2 jacuzzi moderne. Principala atracție a acestui complex este, după cum vedeți, bazinul cu valuri. Pe lângă, se mai poate respira la spa-ul nostru, avem saună salină, sala de fitness și, bineînțeles, un restaurant, că deocamdată este în renovare, urmează a fi deschis, cât de curând. Sunt mulți cei care aleg să se relaxeze aici la Acolen pe timp de iarnă. Da, bineînțeles, aici este cald, temperatura aerului este 35 de grade, temperatura apei este plăcută, așa că se pot relaxa liniștit, chiar dacă afară este frig. Tot în cadrul complexului, la saloanele de masaj, puteți opta pentru masaj de relaxare, anticelulitic, terapeutic sau reflexogen. Complexul de agrement de la Deva a fost deschis de autoritățile locale în luna decembrie a anului 2010. De atunci, an de an, indiferent de anotimp, din ce în ce mai mulți turiști îi calcă pragul.